Un bărbat a ars de viu în propria casă în orașul Tvardița, raionul Taraclia. Au ars lucruri din dormitor și din antreu și a fost distrusă o parte din acoperiș. La locul incendiului au intervenit două echipe de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în locuința cu o suprafață de 120 de metri pătrați, focul ar fi izbucnit de la o țigară nestinsă. Toate circunstanțele urmează a fi stabilite. Potrivit IGSU, în doar 24 de ore salvatorii au intervenit în 24 de situații de risc. De la începutul acestui an în Moldova s-au produs 707 incendii, iar 59 de oameni au decedat.